Dragostea e peste tot, numai că unii n-o văd, numai că unii n-o văd, măi. Aproape că nu mai am lacrimi să plâng, nu mai am putere să zic nimic, pentru că știu că alții poate au trăit drame mult mai mari. Am făcut terapie și am înțeles că trebuie să iert și doar prin iubire pot să-mi găsesc echilibru. Dar încă nu am spus tot. Ne-am cunoscut la orchestră unde eu am debutat la vârsta de 18 ani. E clar că ne-am apropiat mai mult decât profesional, eu fiind un copil cu un trecut atât de zbuciumat și dureros și care mi-a sfârtecat sufletul și care avea nevoie de liniște, de echilibru, de un protector. După mă cățea de el, la modul că îl iubeam, eu aveam nevoie de un om care să mă îngrijească, să mă protejeze de tot ce-i rău, să mă apere. Și normal că în urma relației s-a întâmplat să rămân însărcinată. Că el s-a comportat ca un ticălos. Ulterior mi-am dat seama, eu n-am știut atunci și mai tânără fiind și venită din mediul ăla toxic, obișnuită cu abuzuri, așa cum spuneam, copiii abuzați în general rămân toată viața lor cu stigmatul ăsta și cu rămân obișnuiți așa. Eu am știut că așa e normal să fiu abuzată continuu. Și nu mi s-a părut nimic deplasat la început. Dar el nu v-a spus că era căsătorit? V-a ascuns acest lucru? Nu, eu știam lucrul ăsta, nu. Nu gândeam, ce naiba, aveam 19 ani când l-am cunoscut. Ce copil la 19 ani, da, că apoi la 21 de ani a venit Adriana pe lume. Cum a reacționat când i-ați spus că sunteți însărcinată? Nu i-a căzut bine. Bineînțeles că nu i-a căzut bine, iar eu, cu toate poverile din lume și cu toate necazurile pe capul meu, eu, cum să spun, am fost foarte fericită și am văzut lucrurile foarte bine, adică am simțit că o să fiu mamă și că o să, viața mea deja va avea alt sens și a fost într-o fericire și în plenitudinea mea, pot să spun. V-a luat de mână și v-a dus la să faceți avort? Pur și simplu mi-a spus că mergem la cineva în vizită și acolo m-am trezit cu o altă poveste. Uite, doamna se ocupă cu așa ceva, e bine să scăpăm de copil. A încercat să mă convingă, aproape că m-a și convins că m-a pus pe un pat și doamna a început să apese de purta mea și atunci m-am trezit, s-a țipat și a fugit de acolo, efectiv, am luat-o la fugă. Și securitatea cum a aflat? A aflat pentru că colegii noștri de la orchestră au avut grijă să vorbească și au părât. Da, și au venit și m-au luat și m-au interogat. Eu cum știam că încă nu pățisem nimic, pentru că eu n-am permis acelei femei și nimănui să se atingă de copilul meu, am fost sigură pe mine, am dat o declarație și m-au ținut sub observație. După chestia asta, dacă a văzut că nu poate să-mi distrugă copilul așa, ți-am spus că m-a mutat la Brăila, la orchestră. Acolo m-au preluat foarte frumos, m-au angajat, urma să-mi dea o casă, tot ca să mă rupă definitiv de locul ăsta, de unde eram eu și unde am trăit și unde desfășuram activitatea. Așa, iar eu de acolo m-am întors înapoi la Vâlcea pentru că nu găseam locul în Brăila. Eu simțeam să stau aici, la mine acasă. Și a urmat să nasc, iar maternitatea chiar absolut nimeni n-a fost lângă mine. Eu cu doctora. Eu țineam legătura cu el, că n-aveam pe altcineva. Adică el trebuia să... A venit la spital, n-a văzut copilul, dar a venit să mă vadă pe mine și să mă convingă ce urmează să facem. Adică el făcea pași importanți în ce urma să
să facă. Și venea și mă vedea, mă întreba, tot așa la modul protector, adică se comporta ca și cum îi păsa. Impresia asta mi-o lăsa mie. El urma să meargă să înscrie copilul, să-i facă certificat de naștere. Și cu influența lui și cu, pentru că avea o poziție în societate, fiind șeful orchestrei, și cunoștea, avea relații și s-a dus, i-a făcut certificatul fetei, iar în dreptul lui a tras linie. A pus liniuță, nu, cu alte cuvinte, nu l-a recunoscut. Eu nici nu știam că, adică nici nu mi-a pus problema că nu l-a recunoaște. Chiar nu. Și asta am aflat mai târziu, după ce a luat certificatul, așa, și pur și simplu a vorbit cu directoarea maternității, a vorbit la casa copilului și a venit cu salvarea ca pe un animal. Mi-au luat fetița cu salvarea și au dus-o la cabinul de copil. Efectiv, mi-au luat copilul din brațe și am rămas singură pe lume, ca cucu pe creacă. E o vorbă românească. Mi s-a explicat, iar eu n-am putut să fac absolut nimic, pentru că nu aveam nicio putere. Eram singură pe lume, eram a nimănui, eram obișnuită să fac ce mi se impune. Nu știam ce e cu mine. Deja se întâmplaseră multe lucruri într-un timp foarte scurt. Iar eu eram debusolată, eram... Știam ce am de făcut. Chiar n-am știut la momentul atât am putut face și oricum nu mai puteam face nimic. Pentru că eu nu aveam unde să mă duc cu fetița, nu aveam o casă a mea. Lucrurile au fost dramatice, mai drept. Din momentul în care mi-a fost luat de la sân și am sperat cu fiecare zi mai repede să-l iau de la cămin. Mi-am dorit cu tot sufletul meu și am făcut tot ce mi-a stat în putere să o iau mai repede pe Adriana. N-am putut mai repede de vreo 10 luni, cam așa, 10 luni a stat acum. Am rugat-o pe mama să mă ajute și m-am întors, am luat fetița, pentru că mama a fost de acord și m-a înțeles și m-am întors în același iad în care trăisem copilăria mea, tot la țară, pentru că n-am avut unde să mă duc. Dacă mama dumneavoastră înțelesese cât de cât situația, altele au fost lucrurile cu tatăl dumneavoastră? Da, este adevărat. Nu, el nu că ar fi fost împotrivă. A fost de acord, doar că el avea momentele astea de incontrolabile atunci când se îmbăta și când toate veneau din agresivitatea lui cu care s-a născut, că și din mintea lui bolnăvicioasă. Da, și când a fost momentul acela ieșit din comun cu faptul că a vrut să dea foc casei și a golit motorină prin toată casa și eu m-am luptat cu el să nu facă asta și am reușit să-i smulg chibriturile din mână, a crezut că poate să-mi omoare copilul, că l-a luat de picioare și voia să-l izbească de pereți. Ori nu s-a întâmplat asta pentru că am fost efectiv m-am dezumanizat. N-am știut ce fac și m-am luptat cu el. Eu, fragilă, tânără, ce putere aveam în fața unui bărbat, pentru că și el era în putere. Am reușit să aplanez totul și el a plecat de acasă și treptat a plecat de loc. Și m-am scăpat de el cu totul, am putut să rămân eu cu mama și să îmi cresc copilul liniștită. Păi s-a interesat de copil, l-a văzut vreodată? Foarte târziu a venit să-l vadă și tot la fel cu mult tact și cu diplomație. El se făcea că îi pasă, că îl interesează, că să vadă că e un copil frumos, că e sănătoasă, că se bucură, că... Dar el de fapt nu-și dorea nimic din toate astea. Deci s-a comportat ca
ca un om fără caracter și fără suflet. Drept dovadă că nu l-ai avut niciodată. Da. Pensia alimentară i-a plătit? Niciodată, niciodată. Atât timp când nu l-a recunoscut nici pensia alimentară, n-a ajutat-o cu absolut nimic niciodată. Mă întreb oare cum s-o simți când aude lucrurile pe care le povestiți dumneavoastră? Sincer să fiu, și eu mă întreb. Și m-am întrebat mereu. Iar răspunsul l-am găsit. Sunt tipologii de oameni de o asemenea factură, da? Care nu pun suflet, care rămân insensibili chiar și când e vorba de copilul lor. Din aceeași categorie făcea parte și tatăl meu, vorbesc la trecut pentru că nu știu dacă mai trăiește. Sunt oameni bolnavi sufletește și nu numai, și mental. Pentru că n-a fost un tată bun și nu vreau să... Destul că îmi aduc aminte și îmi face rău. Nu vreau să știu. Alte fete cu poveste ca a mea și știu cazuri concrete. Au apucat căi greșite și au vieți ratate, dar eu am luat, am zis nu, eu nu vreau să fiu ca tatăl meu, ca părinții mei. Eu vreau să fiu un om integru, un om care să se autodepășească, toate că nu sunt un om școlit, pentru că ai mei nu m-au susținut și nu m-au dus la școli, deși eu mi-aș fi dorit foarte tare. Dar eu am fost autodidact în tot ce am făcut. Am iubit foarte tare această meserie și am vrut să ajung cineva. Am vrut să las urme pe pământ și să rămână ceva după mine. Și am vrut să am o familie frumoasă și am muncit în sensul ăsta. Mi-am dorit atât de tare, iar Dumnezeu a avut grijă ca eu să fiu astăzi cine sunt.